Astăzi, 14 februarie, o sărbătoare avem, dar, domn Mihai, am vrut să vă întreb, ia uitați-vă ce părere aveți, 24 de comunități, de sate, au strâns scheletori pentru unirea Basarabiei cu România. Nu, și asta nu mai început. Acelea săptămână, două săptămâni, unul a fost mai două sate, unul din ieri de Spăiană și încă unul din Rău, nu-mi pare că Orhie, dacă mă greșesc. Dar mult 24. S-au activat orășele, ea că s-o rocă, o taci, o ochi să bricene, este cine? Este cele o vreoane care au votat cândva pentru comuniști. Da, admirarea asta, Asta eu nu e de... admirarea asta, trebuie să vii tot în locul lui, cu timpul. De ce? Vă rog, să pot să joc și răfuit 8 ani țara, am are 10 mașini mai tăi care costă mai mult de $1.000.000 și spun, de unde l-a tăi treaba asta? Și eu pierdut încredere. Asta ce-i țara azi? Asta e o țară de jăfuială. Dar cum vă gândiți, iată, în România nu se fac strângerile astea și Nu, România nu, nici nu o face. am vorbit cu unele persoane de România și nu tare pentru unire. Dar zici că noi nu tare vrem, dar voi vreți mai tare, de voi sunteți niște ruși. Ce părere aveți așa? Ei pot spui cine ar spune, asta e clar. Dar uitați, conducerea de vârf a României cât ajutor ne dă, câte grădinițe, câte școli, câte microautobuze, așa mai departe a dat țările noastre. Ce-au dat 150 de milioane de euro, dar le-au dat pe... Nu le-au dat în mână ca să le furii, dar au făcut remonturi, au făcut școli, au făcut acei una altă. Cum nu? El tot este, tot ar să vii la timpul lui. De când se pornește Nistru sau Prutul de gheața, cine poate să oprească gheața? Nu poți așa și aici, aici s-a pornit, s-o. Aici vrei, nu vrei, conducere de vârf, de două strâng, că care este stat? Ce ar fi făcut, artificial a fost făcut de Stalin în 40, ăsta e țară? Dacă e țară, fă ordine, bre! De ce în privat, că e ordine așa mare, dar noi nu? Că noi toți hoți și patogare la conducere. Uitați ce s-a făcut din 2009 până în ziua de azi. Unde timp circa în 2009, atunci în aprilie, ucisă cei patru copii? Nici în ziua de azi nu s-a verificat nicăieri. Cine a dat foc la prezidenție? Cine a dat la Parlament? Tot se stupă. Că un criminal unul cu altul. Am udăm acei crolul cealaltă din Anglia, au găsit tot ce ne-a furat, dar pe Felic nu putem spune familie că nu știm locul cine, nu poți spune că toți sunt plecați. Înțelegi? Am udăm, aici, cum spun, Dodonă a făcut o grupă, în frunte, care președinte este grupă, zină grecean cu astea să iei măsuri cu oamenii ăștia ce scris cerile. Dar cine grină? Când grecean a fost prim-ministru, bărbatul a luat 288 de milioane din bancă de economie. Și în ziua de azi nu a întrunat nică. Când a venit Boronin în 2009 în Parlament, a presură clic că banca de economie e furată. De unde știu? Eu s-a făcut sede de 5 etaje pentru partid, s-a făcut apartament și tot a furat bani. Și tot e o bandă începând. Ce face Dodon? Se duce, ar spune că se duce în Moscă să împacă cu Putin. Bine, bine, două săptămâni în urmă, 800 persoane au fost date jos de microautobuz care merge la Brășceni la Moscă, chiar patru din sat. Peti 800 de euro Brășceni. Toate mașinile cu marcă, ce s-au dus cu mertă, sunt ori înapoi. Cu cine sunt pac, eu nu înțeleg. Ori să duc pe lada de gunoi cat, cu ochiți de cai, pe risc, capuri de serios, că nu știu ce face la omul ăsta, dar spune că sunt păcat. Băi, dacă te sunt păcat, om cu om, trebuie o ordine oricare, dar nu e o ordine. Dar nu-i trebuiește Moldovei lui Putin, cum nu trebuiește o boală mea. Ei, vedeți că și probleme sunt și la hotarele cu România, tot îi opresc, îi scot, îi... Noi nu vorbim de probleme, vorbim de Rusie, că în la România nu-i dat văd vorbim, tu ai spus de România ce se face, dacă vrei. Spune... Dar treaba de aici, că Rusia are pe capul ei 4 ani duce război cu Ucraina, cu terorul spune că nu-i drept. De unde au armament? Spune întrebare. El are război din Siria. Numai un zbor, un avion, cât coasă până îți duce. Am un aviația așa, cum spune, cosmet din... Ce bombardamentele astea puternice s-au dus mai din Voroniș până acolo și înapoi. Cât gaz au consumat, cât costă un snăriat de cele. Dacă în timp Soiuzul un snăriat costa de la tank, costa 120 de rubli, azi cât costă el. Asta e într-un capici, că nu știu ce știu. 3 miliarde de rubli costa pentru sutcă războiul în Siria. Și cu 2 lioci au fost, unul dat de turci, jos și amul unul a fost dat de ăștia. Dar de ce nu spune el cât armatul de-a pe pământ cât a fost ucis?
Asta întâmplător, așa am dat, nu știu cum, și am avut Europa Liberă. A păstrat spus sute de persoane, de soldați, ofițeri, instructori și mai departe, ruși sucis în Siria. El a intrat așa cum și Afganistan, de nu știe cum se iasă de acolo. Vedeți că armamentul ăsta e produs încă de pe timpul Uniunii Sovietice și poate costă bănuți, dar cineva, cum s-ar spune, spisuiește prin asta și milioane fac cu asta. Nu e nicio... Dacă avioane, de să... Cum spune? Biamu făcut în nouă și uităm un avion Su-35, care costă 100 de milioane de dolari, domnule. De unde avion din timp Soyuzul? Asta tot tehnică nouă. Am făcut de găiesc, fac în... Îmi pare că nouă se pierd să facă un avion, ar să margă tot bombardament cu golou și să aibă de astea atomne și ar să întreacă zvucul, vă închipuiți, ce avion acela și... Au dat order care... până în 2025 și 35 de avioane s-au făcut. Asta nu e de cei ce au rămas din Soyuz și trezește la Colbasna. Asta e tot nou. Ce este ăsta? Ăsta 300, ăsta 400, ce clopăzesc aerul de avioane străini, nu, asta cu ăsta. Nu, o mea tehnic făcut tot nou. Ia găsi. Și ar nu-i de doar și din Moldova noastră. Dar dacă ar ce mai hâtră cum Ucraina au blocat tot, și nu vine nimeni, n-au drept să încea avioane găsi, și să-i blocheze Transnistria. Și-o stat mână, Transnistria lui pe genunchi să-l rugă, da? Vind coniacul din Transnistria la mine în magazin să vin. Cu ce ocazie lui să jos? Chiar am să-l închidă, să-l dea voinică, să dă-i roagă Europa să prinească producția din Transnistria. Apoi iau minte în cap și ala. Ei încă 50 de ani și 100 n-au face regulament în Transnistria. Că joacă așa cum le cântă cei din Transnistria. Dar în Transnistria am vorbit cu o colegă de clasă, nu au vrut nicio informație să dea. O spus că noi avem lefuri bune. Am vrut reportajul despre cât costă gazul, cât locuința comunale, cât costă și niciun... O spus că noi o tare ne bine acum, dar unirii nici nu vrem, nici nu... A, cine vrea la sărăcii și la astea decât socoate oamenii este în jurnalul Timpul. În gazetă Timp, în tot anul, în tot săptămână arată, prin ea în săptămână și acolo scrie cât, în tot săptămână vine suți și suți. Unde sunt banii ăștia, bre? De milioane. Unde sunt tăbărării? Băi, cât banii prin tăp drumurilor trebuie și de aur. Dar lumea n-are ce mânca, du-te la magazin, lumea e pe caiet scris, e producție. Au lucrat 30-35 de ani la tiun, în două smene, ziua și noapte, și are 700 de lei. Vreau să întreb, cât prin ea de Iacob pot lua gareceală? Piese din Parlament. Pentru ce prinesc în Parlament la 13.500 de lei? Ce fac ei, jăfuiesc țară? Dacă sunteți așa patrioți, trăiți cum trăiește lumea la sat, bre, cu 1.000 de lei, dar nu cu 15-20. Și a zis, dar vreau să duc cineva în Parlament. Dar ei s-au făcut și nu plecat în alocuri, la tăiat, cum s-a spus, un kilogram de făină de păfrâi costă 10 lei. Unde s-a văzut asta? Ei jăfuiesc, degrabă o spui în alocuri și fum, chestii, un hojac și pe ochiuri la ferești.